Anul acesta, Proistoria Fest poposește și la cetatea Deva. Festivalul, ce se va desfășura sâmbătă 28 și duminică 29 iunie la Poalele Cetății, va aduce sărbătorii atât un parfum medieval prin activitățile ce se vor desfășura în prima parte a celor două zile, cât și nota modernă a muzicii interpretată de artiștii invitați în spectacolele ce vor încheia fiecare zi. Pe lângă promovarea pe care îi mulțumesc doamnei vicepreședinte de la această asociație non-guvernamentală pentru că promovează valori și promovează monumente pe care le avem și le mulțumesc pe această cale, dar din păcate cetatea ar fi trebuit să fie terminată tocmai pentru a putea fi vizitată și când vii la acest eveniment să poți și noi ca autoritate să fim mândri pentru ceea ce este acolo sus. Sperăm ca pe fonduri europene să fie finalizată în anii următori. Acest eveniment, într-adevăr, are o dublă, valoare, pentru că cetatea, care și ei, la rândul ei, a dublă valoare și monument istoric și monument al naturii, va atrage cu siguranță foarte mulți tineri. Ne pregătim un festival de două zile în care se vor întâmpla foarte multe lucruri, de la activități medievale, parade. O să avem o paradă sâmbătă dimineață prin oraș, care să invite din nou pe deveni la eveniment. Vom avea foarte multe trupe și artiști cunoscuți de primă ligă: Holograf, Vank, Trei Sud-Est, Connector, Mandinga, Andreea Bănică, Nicoleta Voica, Dinu Iancu Sălăjanu, Matilda Pascal Cojocărița. Vom avea teatru pentru copii, vom avea teatru pentru păpuși, vom avea ateliere de tot felul pentru copii, de creativitate, de pictură, de confecționare de măști, de olărit. O să fie două zile în care oamenii vor putea veni în locația noastră de la Poalele Cetății Deva să se simtă bine, să petreacă două zile de relaxare, de distracție, de comunicare, de interactivitate, în care să afle multe lucruri noi. De asemenea, fiecare seară se va încheia cu un show de lasere și unul de artificii, ambele sincronizate cu muzică de calitate, ce va face deliciul spectatorilor prezenți la eveniment.